elevii noștri, pe studenții noștri, spre creația eminescianului. În ceea ce privește importanța lui Eminescu pentru spiritualitatea românească, G.O. Boza are un text pe care probabil că mulți dintre noi să-l cunosc, intitulat Bază. Și eu îmi permit astăzi să rezum în câteva cuvinte. Pe vremea când Sfântul Petru și Dumnezeu umblau pe pământ sub chipul unor moșneși gârbovi sprijiniți în toiac și cu sandalele rupte și de multe ori apuca noaptea și băteau în ușile oamenilor de unde li se întâmpla din tot să fie izgoniți, pe vremea aceea, zic, într-o noapte, i-a apucat o ploaie plasnică într-un câmp pustiu. Ploaia le-au dat veșmintele, i-a umplut de noroi. După ce au mers și au mers în întuneric, au ajuns la marginea unui sat și au bătut la prima poartă. Câini mari au sărit să-i sfâșie, însă s-a auzit repede un glas bărbătesc care a întrebat cine e acolo și a primit răspunsul oameni buni. Atunci bărbatul a potolit câinii, i-a chemat pe cei doi în casă și a trezit soția și copiii, i-a ospătat pe cei doi, i-a găzduit în camera în care mirosea busuioc și abutui, a doua zi dimineața din nou i-a ospătat, le-a urat drum bun, nu înainte de a le da și de a le oferi și niște mere, cum nu mai văzuseră până atunci. Și imediat cum a ieșit din sat, Sfântul Petru l-a rugat pe Dumnezeu. Doamne, fă ceva pentru oamenii aceștia că tare frumos ne-au primit. Ce să fac pentru ei? Că doar nu erau neajutorați. Ai văzut și tu. Sfântul Petru insistă cu rugămintea mea. Fă ceva, Doamne, fă să-și vadă măcar o dată sufletul. Și la mirarea lui Dumnezeu, Sfântul Petru continuă. Să-și vadă sufletul cum vedem noi propriul acela de polo. Bine, a spus Dumnezeu, privind îngândurat spre satul din vale. Și după un timp, din neamul acela de oameni, s-a născut Mihai Eminescu. Și că este cel mai grețor text în ceea ce privește importanța creației eminescene pentru spiritualitatea românească. Astăzi, după cum ați văzut în program, sunt invitat să participe la această manifestare reprezentanții Universității din Pitești, Facultatea de Litere, filiala Râmnicu Vâlcea, reprezentanții Universității Constantin Brâncoveanu, reprezentanții Universității Spiru Haret, domnul profesor Ioan Stelazăr, pe care îl cunoașteți cu toții și care îi mulțumim că a răspuns invitației. Au venit aici elevi și studenți cu emoții, dar cu sinceritate și cu bucurie. Așa că, dacă vor fi scăpări, vă cerem îngăduință, mai ales că știți că venim după o bine meritată vacanță care a rupt puțin contactul între noi și elevii și studenții noștri. Așa că lucrările pe care studenții le-au realizat sunt chiar realizate de ei, fără prea mult sprijin din partea noastră, dar nu sunt neapărat niște lucrări științifice, ci sunt, așa cum am spus și referitor la ce am transmis eu mai devreme, niște invitații la meditație, invitații la, eu știu, lectură. Și pentru că Eminescu a preocupat dintotdeauna și au fost preocupări în ceea ce privește viața lui Eminescu, în ceea ce privește creația, vă invit acum să urmărim împreună un filmuleț, fiindcă e într-adevăr de mici dimensiuni, primul film documentar despre viața lui Eminescu, realizat în 1914 și descoperit în Arhiva Națională de Filme.